Paulo Coelho este scriitorul care a reușit să cucerească milioane de oameni. Citatele sale vă vor liniști sufletul. Când n-am mai avut nimic de pierdut, am câștigat totul. Când am încetat să mai fiu cine eram, m-am regăsit pe mine însumi. Când am cunoscut umilința, chiar și atunci mi-am continuat drumul și am înțeles că eram liber să-mi aleg soarta. Sufletul universului este hrănit cu fericirea oamenilor. De asemenea, de nefericirea lor, invidie și gelozii. Dacă ai curajul să spui la revedere, viața te va recompensa cu un nou salut. Omul trebuie să-și aleagă și nu să-și accepte destinul. Toată lumea crede că știe exact cum trebuie să trăim. Nu există decât un mod de a învăța, prin acțiune. A iubi înseamnă pierderea controlului. Atunci când un lucru evoluează, tot ce este în jurul lui evoluează. Fericirea este ceva ce se multiplică atunci când se împarte. Visele dau de lucru. Deșertul este o femeie capricioasă, care face uneori bărbații să înnebunească. Nu ne putem baza pe un om dacă nu știm în ce casă locuiește. Chiar și cea mai mare înțelepciune poate fi orbită de o răbufnire de vanitate. Omul are arare ori puterea de a lua o decizie. Toate bătăile vieții ne învață ceva, chiar și acelea pe care le pierdem. Atunci când un om merge în întâmpinarea destinului său, este adesea forțat să-și schimbe direcția. Toată lumea poate să scrie ce vrea, dar nimeni nu reușește să-și amintească de lucrurile care nu au existat cu adevărat. Oamenii visează la întoarcere mai mult decât la plecare. Nimeni nu poate fugi de propria inimă, de aceea este mai bine să ascultăm ce spune. Un pic de nebunie este necesară pentru a face un pas în plus. Viitorul a fost creat pentru a fi schimbat. Oamenii au întotdeauna tendința de a dori să-i ajute pe alții, numai pentru a se simți mai buni decât sunt în realitate. Nimic din această lume nu vine din întâmplare. Suntem cu toții nebuni într-un fel sau altul. Nu contează câți ani avem. Când vine noaptea, ea aduce cu ea temerile ascunse în sufletul nostru din copilărie. Foarte des, în decursul existenței noastre, ne vedem visele ruinate și dorințele frustrate. Dar trebuie să continuăm să visăm, altfel sufletul nostru moare. Omul nu va putea niciodată să înceteze să viseze. Visul este hrana sufletului, așa cum alimentele sunt hrana corpului. Nu avem nevoie să urcăm un munte pentru a ști că este înalt. Un ciocan nu ar avea nicio rațiune de a exista dacă n-ar fi cuiele care trebuie bătute. Fericirea este uneori o binecuvântare, dar cel mai des este o cucerire. Cel care este capabil să-și stăpânească inima, este capabil să cucerească lumea. Noi suntem cea mai mare surpriză a noastră. Atunci când iubim, nu avem nicio nevoie de a înțelege ce se petrece, pentru că totul se petrece atunci în interiorul nostru. O lume fără dobitoci ar fi un haos. În loc de șomeri ca în ziua de azi, ar fi prea mult de muncă și nimeni care să muncească. Adevăratul eu este ceea ce ești, nu ceea ce fac ceilalți din tine.
Totul în lume este despre sex, cu excepția sexului. Sexul este despre putere. Am înțeles de ce plătește un bărbat pentru o femeie. Vrea să fie fericit.